Daniel Ciobanu, 32 de ani, un bătoșonean care trăiește departe de casă. Își iubește munca. Tot trecutul său, dacă ar fi să-l parcurgem și să începem nu cu școala generală, ci cu liceul, cu Atelaurianul, cu Institutul de Științe Economice absolvit și licențiat, cu Academia de Sport și Educație Fizică, din nou licențiat, dar nu practicant. Până la urmă, viața ta în cei 32 de ani însumați e mai degrabă o serie de antiteze. Ai făcut de toate și îți propui probabil să faci ce încă. În continuare, totul va fi sub umbra misterului, pentru că nu am planuri de viitor și mereu m-am bazat pe acea voce interioară care mi-a spus care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurg în viață. Tot ceea ce am învățat, la un moment dat, mi-a fost de folos și n-aș spune că nu au legătură, toate se leagă în final. Numai că timpul și anii ne vor da răspunsurile pe care acum nu le avem. Hai să ne gândim acum 18 ani, aveai 14 ani, erai în clasa a 9-a, da? Laurianul a fost întotdeauna un colegiu cu un anumit statut, da? Acolo s-a învățat la Laurian și la Eminescu, știm foarte bine. Dar totodată era mai degrabă o categorie elitistă, nu să fii elev al Laurianului. Ce-ți propuneai tu la 14 ani? S-a schimbat mult filozofia ta de viață în cei 18 ani parcuși? La acea vârstă nici nu știam etimologic vorbind ce înseamnă filozofie. Ulterior am înțeles și aspectele ce țin de dragoste și cele ce țin de înțelepciune. Așa cum știm, filozofie vine la Filis și Sofie, dragoste și înțelepciune. Cunoșteam și sentimentul dragostei, dar îl știam pe cel al dragostei Eros și nici de cum dragostea agape, dragostea storci, clasificate de grecii antici. Dar privind mai în profunzime aspectele dragostei, aș putea spune că totul se rezumă la un sentiment de compasiune și afecțiune față de cei din jur. Și aceea este dragostea adevărată. La 14 ani, totuși, ce-și dorea familia pentru tine? Să fiu sănătos, să am rezultate bune la școală. Exista un trend, exista un val. Părinții, de-a lungul timpului, și-au dorit fie ca copiilor să devină cu toții medici, fie cu toții avocați. Erau niște planuri acolo în sânul familiei tale. Da. Tata și-ar fi dorit să urmez Academia Militară pentru a-i duce mai departe visul lui, dar nu am regăsit acolo și nu aș fi vrut să fac aceeași greșeală făcută și în perioada liceului la, în cadrul Ștefan Uchian. Liceu, nu? E liceu de arte, în continuare, nu și-a schimbat denumirea. Mama și-ar fi dorit o carieră muzicală. La fel, nu a fost să fie nici acolo, dar toate s-au dovedit a fi trepte care mai târziu le-am înțeles și am înțeles de ce și-au dorit, am înțeles de ce nu am urmat drumurile pe care ei le aveau un plan pentru mine și cred că decizia luată este cea mai bună, pentru că orice am să-mi reproșez sau dacă aș avea ceva să reproșez, mi-aș reproșa mie. Și atunci... De ce liceul, Daniel? De cum a venit cu Institutul de Științe Economice? Am fost atras mai mult de științele exacte în acea perioadă și nedorind de a fi doar un simplu profesor de sport, am zis de ce să nu fac și eu a doua facultate. Pentru a dovedi că nu doar aspectul fizic mă caracterizează și cred că am și un ușor bagaj de cunoștințe mai mult. S-a discutat mult, inclusiv în presa botoșoneană, vis-a-vis de modul cum a intrat în lumea modelingului. Corectează-mă dacă greșesc, la 20 de ani t-a remarcat cineva în plină stradă și datorită aspectului tău, făceai culturist pe atunci, înțeleg. Ulterior ai renunțat, de ce? La 19 ani. Nebunia cu propriul corp și... La 19 ani mă aflam pe litoralul românesc și nu mai știu exact de la ce agenție se făcea scouting pe plajă. Întâmplarea a făcut să ne intersectăm drumurile. Am fost cooptat de a ajunge pentru audiție la acea agenție. Nu am fost interesat pe moment la presiunile părinților. Am zis, ok, hai să vedem ce pot face și aici. Și într-un final am ajuns prin intermediul agenției MRA, care o consider și în momentul de față cea mai bună agenție din România. Și asta, practic, ceea ce s-a întâmplat la 19 ani a schimbat
absolut totul vis-a-vis de primii 19 ani. Bine, avem următorii 13 ani, deci următorii 13 ani n-au mai semănat cu nimic din ceea ce știai tu înainte de 19 ani? Absolut nicio etapă din viața mea nu a semănat cu cele anterioare. În schimb, legat de acea perioadă, îmi aduc bine aminte că nu înțelegeam ce văd acele persoane în mine și care e acea frumusețe pe care, nu știu, eu nu o înțelegeam. Nu o înțelegeam și mai mult decât atât, aș fi dorit să o pot dezvolta așa cum am dezvoltat-o în ultimii 6-7 ani, pentru că în ultimii 6-7 ani aș putea spune că am fost apreciat cu adevărat în afara granițelor țării și am reușit să mă dezvolt și să-mi creez un portofoliu foarte bogat. Visele mamei sau tatălui tău? Cred că am luat cei mai buni de la amândoi. Și singurul copil sau sunteți mai mulți, frați? Nu, sunt singurul copil. Cu atât mai mult, așteptările familiei au fost mai mari din partea ta, nu? Spuneai de tatăl cu cariera militară, de mama cu cariera muzicală. Le place ceea ce copilul lor a ajuns la 32 de ani? Faima, renumele și modul în care este perceput mai mult, din păcate, în afara granițelor României? Da, dar nu datorită numelui, ci datorită faptului că acum mă cunosc. Mă cunosc și au reușit să cunoască acea latură interioară a lui Daniel. Și asta le-a oferit un sentiment de mulțumire, dar în același timp de teamă. De teamă în ceea ce privește viitorul, pentru că în această meserie nu există o siguranță a zilei de mâine. Iar în siguranța zilei de mâine eu nu cred. Eu cred în siguranța prezentului și siguranța prezentului pleacă din faptele pe care le avem în viața de zi cu zi. Și atunci când am conștiința împăcată că tot ceea ce am făcut, iar intenția mea în toate activitățile zilnice este una bună și pozitivă pentru societate, aceasta îmi dă un sentiment de a fi acasă oriunde m-aș afla pe acest pământ și a pune capul liniștit pe pernă. Sentiment pe care foarte mulți oameni care au siguranță zilei de mâine nu-l cunosc. Și aici e trist. Îmi spui în acest moment că, de fapt, în ultimii ani ți-ai cultivat latura spirituală, ai vrut să-l cunoști, sau mai bine zis, ca cei din afară să-l cunoască pe Daniel așa cum ar trebui, nu? Omul din spatele chipului frumos. Te-ai gândit vreodată că cei care te privesc pentru prima dată, nu știu, te vor judeca după aparențe și subțire? Adică nu vor pătrunde profuziunea sufletului tău, nu vor dori să afle de fapt ce știi, ce-ți dorești, cum ești pe interior și vor evalua doar exteriorul. Ăsta e riscul de fapt a unui model care ajunge să fie recunoscut. Bogăția unei persoane se cunoaște în timp. Cei care doresc azi să te cunoască și mâine să te judece sunt oameni foarte superficiali. În ceea ce mă privește, aș merge și mai departe și anume, legat de bogăția oamenilor. Foarte mulți consideră că, nu știu, bogajul lexical pe care cineva îl are, universitatea pe care a absolvit-o, sunt un criteriu important de a judeca persoana și a spune, e un om extraordinar, e un om foarte bogat, atât spiritual cât și material. Eu cred că bogăția unei persoane o vom regăsi atunci când, stând în tăcere alături de ea, vom trăi sentimente de dragoste și compasiune. Și atunci când vom găsi liniște alături de cineva, vom ști că acea persoană este cu adevărat valoroasă. Și aici nu am să vă dau de exemplu decât proprii bunici, care în simplitatea lor, atunci când ne-am găsit în sânul lor, cred că am trăit cele mai frumoase experiențe. Nu știu, sau cel puțin asta este experiența mea. Și la fel au fost și sunt și alți părinți spirituali și nu am să fac referire la cei din afara granițelor, ci de aici din România. Și anume părintele Arsenie Boca, care a fost și pe care mulți sunt sigur că l-au cunoscut, părintele Iustin Bârbu de la Petrovor, oameni care nu cred că au avut o pregătire foarte deosebită, dar în simplitatea lor au atins inimile multor oameni. Și asta cred că e adevărata bogăție pe care o putem avea în viață. Ne întoarcem un pic de la latura spirituală la cariera ta profesională și vom puncta câteva aspecte și am să te întreb cât de mult contează ele pentru tine.
2005, cel mai bun model masculin, nu într-o gală Pantene. La un moment dat, cel mai bun model masculin din Asia. Singurul bărbat alături de 26 modele într-o prezentare Daniel Botezatu la Monte Carlo. Deci niște exclusivități, da, care ți-au purtat numele. Cât de mult atârnă aceste exclusivități și aceste repere într-un taler atunci când piața și munca ta s-ar pune într-o anumită balanță, de către familie, de către cei apropiați, lăsăm oamenii care judecă cu prea multă ușurință. În România, în general, s-a căutat și se caută senzațional. Nu am fost cel mai bun model și nu sunt cel mai bun model din Asia. Am fost și sunt un model apreciat și cotat relativ bine în zona Asiei. Faptul că am apărut pe câteva coperți prestigioase ale unor reviste consacrate e un alt punct de vedere, dar asta s-a întâmplat după 2007 și nu până în 2007. Premiile luate în țară sunt niște premii valoroase, dar care în afara granițelor nu au contat absolut deloc. Un portofoliu se clădește în timp și, din păcate, nu te poți susține pe nimic din ceea ce face România. Nu contest faptul că nu ar fi oameni profesioniști aici în țară, dar fiecare piață are cerințele ei și ceea ce se lucrează aici nu are nicio legătură cu ceea ce se lucrează acolo. Drept dovadă că în toți acești ani nu am folosit nicio poză și niciun material din joburile făcute în România. Suntem foarte aproape de finalul interviului și nu facem un test de sinceritate în acest moment, dar aș vrea să știu totuși ce-ți dorești pentru tine. Indiferent că vorbim despre viața ta, despre munca ta, despre perspectiva familiei, orice. Dar din tot sufletul, pentru că spuneai că la tine nu a existat o programare. Și fiecare etapă în viața ta nu a semănat cu cea precedentă. Dar ceva acolo, în adâncul inimii, fiecare om își dorește. Ce își dorește Daniel Cioban? Îmi doresc să păstrez cele mai frumoase comori dobândite în ultimii ani. Și anume, pacea interioară, dragostea față de aproapele meu și sănătatea trupului. Restul? Mai puțin.